sălii de sport a municipiului Gherla se stabilește taxă specială de utilizare a sălii în sumă de 120 de lei pe oră pentru sporturile de echipă și 80 de lei pe oră pentru sporturile individuale în timpul de funcționare din afara activităților școlare. Vă rog, să aveți tariful acesta care se propune de 120 de lei pe oră. Mi se pare un tarif exorbitant. Nu să se mai încaseze bani deloc. Și eu merg acolo la fotbal și știam că tarifele de 60 de lei pe oră. Și erau clienți, mai ales pe timp de an. Dacă o să punem 120 de lei, nu o să mai meargă nimeni și nu o să mai încasăm niciun ban. Aș dori să întreb vis-a-vis de ce s-a propus acest tarif. S-au făcut o analiză a cheltuielilor, să zicem, pe ora de funcționare, sau ca să știm. Poate că 60 de lei se merge în piatere și atunci nu mai... Da, am înțeles. Mulțumesc, vă rog, domnul primar. Oricum, în momentul de față, sala de sport merge cu cheltuieli de la bugetul local. Noi trebuie să înțelegem un singur lucru. Dacă dumneavoastră vreți să fiți stat social, și noi, nu te obligă nimeni să mergi la sala de sport, nu te obligă nimeni să ai mașini. Deci dacă vrei să faci sport în condiții normale, luna, decembrie, ianuarie, februarie, noi trebuie să ne acoperim cheltuielile, măcar cu funcționarea, măcar cu gazul, cu electricitatea, prin care trebuie să fim cu un singur bec, costă 3 milioane jumate. Sunt trei angajați acolo, sunt trei angajați plătiți de primărie pentru activitățile școlare. Pentru activitățile extrașcolare, noi trebuie, oamenii ar trebui plătiți să avem cheltuieli. Trebuie să aveți lumină, trebuie să aveți căldură sală. Dacă la acel volum și la o echipă de 12 oameni care merg, e mult 10 lei pentru a face sport pe 3 luni, atunci noi vom fi nevoiți să închidem sala de sport dacă nu vom reuși măcar să mai recuperăm din pierdere. Pentru că este pe pierdere în momentul de față. Domnul primar, dar nu putem... Deci e pe și normal să nu ne obligă, nu te obligă nimeni, că mergi la terenul de tenis. Bă, dăm posibilitatea cetățenilor orașului pentru a plăti corect un tarif. Așa cum la privat, mergi și joci tenis de masă sau tenis de câmp și plătești 40 de lei sau 35 de lei. Un punct prin care se stipula că se măresc taxele pentru sala de sport de la Naipătescu, unul dintre consilieri a dat o discuție destul de aprinsă pe marginea acestui subiect. În momentul de față, sala de sport a liceului Ana Ipătescu este a primăriei. Acolo avem trei angajați și avem și o serie de cheltuieli legate de tot așa de apă caldă, energie electrică și gaz. Dacă până în acest moment noi oferim elevilor liceului Ana Ipătescu posibilitatea de a-și desfășura orele de educație fizică și de sport, fără a percepe nicio taxă școlii. Dacă de la ora 3 până la ora 6 toți profesorii de educație fizică, care și nu numai, și cluburile sportive din Gherla pentru copii, care își desfășoară activitatea mai mult sau mai puțin organizat, nu sunt taxați din punct de vedere al chiriei sălii de sport. Deci asta înseamnă că până la ora 6 activitățile sunt suportate de către primărie. Ei, de acolo încolo, de la ora 18 până la 21-22, doritorii care vor să practice un sport, ei trebuie să știe că trebuie să-și acopere măcar o parte din cheltuieli. Nu este normal ca primăria să le subvenționeze lor această activitate sportivă. Deci suma se explică, pentru că domnul Farcaș spunea că e prea mult, 1.200.000 să se plătească o oră de... Deci 1.200.000 împărțit la 12 înseamnă 10 lei o oră, la care primăria îi asigură personal, îi asigură apă caldă, îi asigură un vestiar încălzit, îi asigură o sală de sport cu o temperatură confortabilă. Noi trebuie să ne acoperim o parte din cheltuieli. Nu este normal ca din bugetul local noi să suportăm o activitate strict personală a unui grup de 10 sau 12 oameni. Eu sper să mă înțeleagă și dacă nu, nu.